După rezultatele satisfăcătoare obținute în weekend, antrenorii de la Clubul Sportiv Școlar își pregătesc sportivii pentru alte competiții ce se vor desfășura în weekendul viitor. Astfel, la secția de atletism, profesorii Nicolae Guțoiu, Cornel Pătrășcan, Mihai Prodan, dar și Alina Pârvu vor participa în perioada 21-22 februarie 2015 la București, la Campionatul Național de Junior 2, unde vor disputa finala. La basket, echipa Under 16 feminin, pregătită de Cătălin Tănase, va disputa pe 22 februarie, etapa a 5-a din cadrul campionatului național U16, faza semifinală. La Târgoviște va poposi echipa Galactica Cluj. De partea cealaltă, echipa Under 18 masculin, pregătită de Andreea Păun, va disputa pe 21 februarie, tot la Târgoviște, meciul împotriva echipei Dinamo CSC6 București. La secția de fotbal, profesorul Mihai Tătăranu va participa la Cupa României Feminin pe 22 februarie 2015, disputată la Nucet. CSC Târgoviște se va întâlni cu Universitatea Alexandria. La lupte libere, profesorul Cornel Cornea și Georgiana Filip vor participa pe 21 februarie la Craiova la memorialul Ion Marinescu, iar la handbal, profesorul Adrian Apostol va participa cu echipa la Campionatul Național de Juniori în data de 18 februarie 2015 la București.